România este sufocată de păcănele și de reclame la jocuri de noroc. Sunt 12.000 de săli de pariuri sportive, 400.000 de abonați la jocuri de noroc și sute de mii de dependenți. Mulți și-au pus capăt zilelor, alții și-au pierdut casele sau locurile de muncă. Disperați să facă rost de bani ca să alimenteze viciul, unii s-au mutat în casa de amanet, unde îngrașă conturile patronilor acestor afaceri care au explodat în ultimii ani. Priviți, băncile, păcănelele și amanetul sunt înșirate pe stradă unele după altele. Sunt tripleta periculoasă care distruge destine, familii. O recunosc acum și guvernanții în al 12-lea ceas și ne promit că vor vindeca acest viciu al românilor. Un amanet, o casă de pariuri, o bancă, o sală de jocuri și din nou un amanet. Cam așa arată fiecare mare bulevard din capitală, o imagine care vorbește de la sine. Astăzi sunt singurele afaceri care înfloresc, la umbra sărăciei tot mai adâncă, de la o zi la alta. Rămâi fără bani, te duci la amanet, îți lași ce mai ai ca să mai pierzi niște bani. Să facem curățenie, să nu mai vedem pe toate străzile, pe toate drumurile, fie o păcănea, fie o reclamă la o păcănea. Să protejăm copiii, pentru că de la asta am pornit. Am văzut cu toții, cred că am văzut în ultimii ani, un număr din ce în ce mai mare de copii care își iau viața din cauza acestei dependențe, care este o boală psihică gravă și pe care noi ca societate trebuie să începem să o tratăm ca atare, să o înțelegem ca o dependență severă, pentru că este la fel de puternică ca dependența de droguri. Nu este săptămână lăsată de Dumnezeu să nu se întâmple o nenorocire în jurul jocurilor de noroc, în jurul destinelor frânte. Centrele de amanet sunt lipite de sălile de joc și de bănci, astfel încât clienții să n-aibă nicio șansă să se răzgândească atunci când li se golește buzunarul. O strategie care funcționează perfect, un parteneriat letal, care îi prinde în plasă pe cei care cred că doar norocul îi mai poate salva. Amanetele apar pe unde săl de joc. Amanete și schimb valutar, da, e cel mai simplu. Să-ți lași telefonul și gata, nu mai te duci să... Da, multă lume asta face. Sau să-ți acasă, mai are un DVD, mai are un... Ce are omul pe acasă, un televizor. Asta e rău, practic lasă totul din casă. Biciclete am văzut, ce au ei acolo, că primesc de toate. Tu ce ai mai amanetat? Am amanetat televizorul. Telefon, multe, laptop, am amanet, am aur, pentru că asta facem. Ieșim de aici, mergem la amanet cel mai repede, de multe ori. De exemplu, azi am avut noroc, am luat șeptarii, m-am scos 10 milioane. Acum 3 zile am pierdut 20. Nu o să fi niciodată. Asta e. Da, deci sunt și băncile, bancomatele, totul. Acum mai noi au băgat și POS la aparate și e mult mai simplu. Adică tragem cu cardul și ne dă cash. Petrică e unul dintre miile de români care își joacă soarta la ruletă. Îl găsim într-unul dintre cartierele mărginașe ale Bucureștiului. E miezul zilei și deja are câteva ore de muncă la aparate. Asta e jobul meu, nu mai am job, din păcate, am rămas fără permis. Am fost taximetrist. Și asta acum, da. Mai un telefonul la samanet, mai mă împrumut, mai... Aia e, că ne împrumutăm foarte mult. Înainte am avut o problemă cu drogurile, acum asta e mai rău decât drogurile. Credeți-mă că e mai rău, sunt mai rău decât eram când mi-era rău sau... Câte te joci? Foarte rău. Toată ziua sunt aici până seara. Da, toată ziua. Dacă mă pun, când vreau să ajung acasă, de exemplu, mai sunt 20 de săli de aparate până acasă. Și mă opresc în fiecare, bag 20 de lei, 50 de lei la fiecare. Și mai mult pierzi sau câștigi? Mai mult pierd. Treaba e că în sălile unde vin și le frecventez mai des, mă țin acolo undeva în bani. Da. Sunt în pierdere cel mai mult, nu sunt în câștig, nici de cum. Atunci ești nevoit să faci drumul ăsta? Atunci o să fac drumul ăsta, iar vin, mai e o tombolă, mai mă trage la tichete, mai și te încântă. Aia e, că e totodată. Când rămâi fără bani, te duci la manet?
obligat. Altceva ce să facem. Asta e. Sunt foarte multe. Și de acolo înapoi aici, după care sunăm acasă familia și ne plătește taxiul, eventual, dacă e prea târziu. Stăm aici, avem un suc, dar nu ne dăm seama că sucul acela, că îți dă, nu-ți dă cât vrei să bei. Ai nevoie de trei ori, trei beri, trei sucuri sau trei cupe de whisky. Adică, tu contează că joci 100 de milioane. Dar ideea de câștig ușor... Asta e ideea de câștig ușor. Cred că asta este cel mai... Te încântă, adică când iei o sumă mai mare și o iei repede, te încântă, dar nu mai te gândești. Deci că-ți ia mințile, practic nu te gândești în buzunar cât ai, baci cât o bagnotă, până te trezești fără bani, practic te trezești fără bani. Bărbatul recunoaște că viciul ăsta l-a distrus. A pierdut multe lucruri la amanet, dar cel mai de preț a fost copilul, pe care încă mai speră că îl va recâștiga. E conștient că în viața reală lucrurile nu merg ca la aparate, dar nu se poate lăsa. Eu chiar am o problemă cu jocurile astea și nu știu, zici că nu pot să mă abțin. Nu pot să mă abțin, pur și simplu. Am o fetiță de 2 ani, mama ei normal că nu mai a suportat, ne-am separat un pic o perioadă și acum să vedem. Sper să facă ceva, nu știu, cu ele, să ne interzică, să nu știu ce naiba, să le scoată undeva pe la periferie, cum au zis. Ar fi ceva mai... o idee bună. Și nu poți să... Nu pot să renunț și mai ales cum a spus dumneavoastră, dar mama Neto aici a obligat să mă duc să... După ce că rămân fără salariu și fără astea, mă duc și îmi las și telefonul. De multe ori s-a întâmplat asta. Asta e. Ai lăsat telefonul ca să iei... Da, ca să... cu gândul că o să-mi scot banii înapoi, dar asta nu se întâmplă mereu. Mi-e dor de fetița mea și nu... Deja nu o văd de 2 luni și... Cred că asta o să mă facă să mă schimb, pentru că asta mi-a făcut. Practic m-a lăsat, a luat fata și de 2 luni nu o mai văd. Și eu mai vin să pierd vremea, dar nu pot să... Adică tot nu mă mai ajută nici măcar jocurile acum. Petrică își spune oful și se întoarce la ale lui. Dacă azi îi surâde norocul. Este viața fără viață a celor care fac potecă la sala de jocuri și la amanet. Sunt situații în care își bagă și Adidas și la manet sau telefonul sau geaca după el, se duce și îl bagă. Deci am fost nevoit să ajung în pasul ăsta pentru că nu ai unde să te duci să iei, că nimeni nu-ți dă. Și să te duci de unde, la cămătari, Doamne ferește, da. Și te duci ce bun ai, frumos, te duci, l-ai băgat acolo, că îl scoți bine, că nu, asta e. Îl pierzi și tot așa, da. E casă de amanet, joc, farmacii și doar atât se găsește în România, altceva nu se găsește în România asta. Și omul e obligat, nu? De situația care e în România, e obligat ca să lase la mare. Ba televizorul, ba telefonul, ba și așa mai departe, înțelegeți? E nasoală treaba. Am întrebat câțiva oameni și chiar spuneau că au amanetat de-a lungul timpului. Nu, eu am venit să schimb. Nu, aia e. Da, vă dați seama că am amanetat. Dar ce să facem? Asta e situația. Tot amanetat. Blănțicuri, brățări, inele. Astea le am eu. Dar ce să facem? Asta e viața. Și pentru ce aveți nevoie de bani? Pentru ce, doamne? Pentru mâncare, da? Pentru un Pampers, pentru un ce mai e la copii și așa mai departe. Nu vedeți că un șampon e 50 de lei? O pâine s-a ridicat încolo, carnea e atâția bani, da? Nu vorbesc de mine, vorbesc de alte persoane. Să uite la alte persoane din alte județe care sunt rupți de realitate. Uitați-vă și noastră, dacă luați cap coadă de aici până acolo, găsiți 30 de jocuri. Nu găsiți decât amanet, jocuri și cu farmacii. Dacă dumneavoastră vi se pare normal, mie nu mi se pare normal. Ce faceți? Omul care joacă... Păi ce să mai joace? Că ia salariul să duce acolo. Ce să mai joace? Sincer acum. Știți oameni care... Da, vă dau exemplu pe mine. A jucat? Da. Da, și acum ce vreți să fac? Aie. Când a jucat? Acum câteva zile. La ce? La păcănele? Da, la ruletă. Eu plec. Și cât ați câștigat sau? Am pierdut, doamnă. Am pierdut. De jucat? E de jucat, câteva sute de lei, na. Care pe aia poți să-ți cumperi un Adidas, poți să-ți cumperi un ceva, poți să-ți cumperi aia. Ce să faci? Asta e situația. Atunci, de ce jucați? Pentru că e o dependență, asta e ideea. Vedeți că reclame se face numai la jocuri, se face. Nu se face la casele de amanete. La casele de amanete duci cum ar veni când ai ce să mănânci. Lași ceva și, dar la jocuri mai ți dă ea înapoi?
că eu dacă mă duc și las mașina acum la manet, poate am posibilitatea să scot, nu? Dar dacă mă duc la jocuri, mai dau la mani înapoi? Bineînțeles că această proximitate fizică până la urmă reprezintă un factor agravant pentru oamenii care poate se află specific în acest tip de dependență și întotdeauna dacă un stimul este la îndemână, îl poți vedea, îl poți accesa ușor, crește mult mai mult probabilitatea să apelezi la această alternativă. Băi, nebunile, băi, băi, nu așa, băi, 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 băi! Bă, stai mă, prinite, bă, 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 broască, stai mă! Bă, terminați-mă, bă, cu asta, mă! Și odată prins în lumea asta, nu mai ieși, nu mai faci diferența între azi și mâine, între zi și noapte. Se lasă seara peste cartiere, se trag obloanele peste tot, mai puțin peste casele de amanet și păcănele. Aici, angajații nu par obosiți niciodată. Afacerile funcționează non-stop și asta datorită clienților ultra-fideli. Amare, da. Amare non-stop. Mai în față. Non-stop. Da. Mai în față unde? Mai în față, după... Da? După... E... Sunt două săli de jocuri. Da. Și după sălile astea de jocuri e frizeria și pormă e amare. Non-stop. Non-stop. Da, dacă nu mai e unul aici la... Deschis ăștia acum... Zi-mă, la... Cum îi zice acolo? Mai e pe, mă, asta, pe Mărgeanului, la Unguraș. Dar sunt multe. O, multe, sunt o grămadă. Păi de ce crezi? Ca să ia bani la fraier. Și non-stop. Da, să ia adică bani. Da, da, non-stop. Să ia bani la fraier. Înțelegi? Adică dacă nu te... asta este o boală. Înțelegi? Ce se întâmplă? Există... Păi ce ți-e spună? Telefonul? Nu, nu, stai... A, telefonul, chiar dacă e de valoare, orice. Ce se întâmplă? Sunt, există, cum zic ăștia, droguri, știi? Da. Drogurile sunt multe. Drogurile nu, nu știe. Drogul este băutura, drogul este țigările, drogul este cafeaua, drogurile este, sunt jocuri de noroc. În momentul în care ai început să depinzi de ele și nu știi să te stăpânești, atunci ești un om pierdut. Deci am văzut acum aici un om care se ducea la casinou cu Roy Rolls și acum nu are cum să stea. Tu dai seama? Se duce la casinou Roy Rolls. Da, Rolls Royce. Da. Deci se duci mâncarea și cu o mașină de câteva sute de mii de euro la casinou și să pierzi tot, înțelegi? Fiindcă asta este un joc. Deci zici, câștig, nu câștigi, nu! Ala este, deci asta este, oamenii nu înțeleg. Și cum să dormi liniștit când știi că ai datorii peste datorii și la scara blocului te așteaptă sala de jocuri? Se întreabă în fiecare noapte acest bărbat, care tocmai și-a încercat șansa la pariuri. E o problemă gravă. Dacă nu le scoate din România, cât de curând, anul ăsta, o să vedeți multe cazuri de sinucideri și de, din cauza la datorii. Toată lumea are datorii din cauza la jocuri. Și când ați pariat ultima oară? Acum 30 de secunde. Dacă vrei, ți arăt biletul. Am pus 50. Tot speri. La cameră. Uite. Am pus 50 de lei, că n-am somn să mă uit noaptea. Uite. Sper să scot ceva, să dau banii la lume. Dacă vin cu ceva, uite, biserica e mai în față. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu, Doamne. E creierul ăsta prost la toți. Că zici că-ți dă, că-ți face și te nenorocește pe viața asta. Da, ei, odată, eu am luat 1 miliard la o mână. Și mi-a luat banii de 30 de ori. De atunci. Uite, luați-i pe ea din sala aia de acolo. Uite. În loc să ducă ca 18 ani, 19 ani cu gagici, ei stă la joc. Ăștia nu mai apucă ca noi. Ăștia o să-și vândă ficatul tot pentru ouă asta. Dacă nu le închide, o să se întâmple dezastru anul ăsta. Deja s-au auzit foarte multe cazuri de sinucideri din cauza la asta. Așa este, am zis de toate. Și lume cu familii, cu copii, cu care au avut business-uri, au ajuns la sapă de lemn din cauza la asta. Și tot nu poate să se lase. E un microb să le închidă în mod. Să le ducă ca rușii, ca Putin, în munți, să ducă șmecherii să joace, nu omul de rând. Așa are 20 de milioane, a muncit o lună, să ce să joace.
Cine câștigă? Ei câștigă. Șmecherii. Senatorii le dă 100 de milioane salarii. Bala amanet, bala jocă. De o să ajuns, bă. În acest moment, omul e disperat. Pur și simplu nu mai găsește soluții ca să-și achite datoriile făcute la amanet. Știe că se afundă în nisipuri mișcătoare, care îl sufocă de la o zi la alta. De 20 de ani e victima propriei neputințe și convins că nu se poate salva singur. Dacă nu le scoate cât de curând, drogurile sunt... E apă plată, drogurile. Jocurile de noroc care nenorocesc lumea. Case, mașini, dobânzi, păstrăzi. Uite, a venit iarna, n-avem geci. N-avem geci din cauza la joc. Ați dat și haina de pe dumneavoastră. Nu hainele. Uite, la amanet acolo am trei lănțișoare. Nu mai zic, brățara lui nevastă mi-a s-a dus tot. Unde s-a ajuns? În sală lângă sală. Mergi pe amanet, sală de jocuri, banc. Și farmacie, ca dacă mai ai bani să-ți iei pastile. Dacă nu, te duci pe groapă cât de curând. Și au pus în mod expre. Amanetul lângă sala de jocuri. Tot. Uite, vă duc mai în față și e o sală care într-o vara asta mi-a luat 20.000. Care cu 20.000 puteam să fac o afacere. 20.000 m-a nenorocit în 3 zile, 4 zile. Și nu vă zic la modul la mișto. Vă zic realitatea și întrebați lumea pe mărgeal. 20.000 de? 20.000 de euro, nu 20.000 de roni. 20.000 de euro. Și la amanet ați fost și noaptea și ziua? Non-stop, am contracte peste tot. Acum le scot, acum le bag. Acum le scot, acum le bag. Dependența e mai rău ca drogurile, jocurile de noroc. Aviz pentru copiii ăștia. Mai bine să ducă la munte, să distreze, să facă altceva. Dacă s-a apucat de jocuri de mici, că îi lasă pânsăli. Îi lasă. Zice copii. Că sunt controle. Ce controle sunt, mă, de unde controle? De la Sanepid, de la cine? Și dumneavoastră aveți vreo speranță așa că vă veți am lăsa? Am 20 de ani și trebuie să mă interesez într-o clinică, că altfel n-am cum. N-am cum. Să știți că e o idee bună, nu știu dacă v-ați mai uitat. N-ai loc. E cerere mare. E cerere mare că sunt mulți care au pierdut mai mulți bani. Sute de mii. Problema este că la fiecare colț de stradă sunt astfel de colocvial numite păcănele care atrag oamenii, își iau salariu, încearcă să bage acolo puțin. Tripleta periculoasă, amanet, păcănele și statul român. Trebuie să recunoaștem cu toții că această industrie a avut statul complice. Și asta e un adevăr, pentru că statul nu trebuie să facă bani cu orice preț, oameni. Când alții nu se pot dezlipi de telefoane, el rămâne lipit de cărți. Bună, sunt Mihai, am 11 ani și am citit aproape 1000 de cărți. Destinul i-a scris viața ca o dramă. Mami mi-a murit. Că mami a murit mai de mult. Mami m-a învățat foarte multe lucruri. Dar el a ales să-și rescrie povestea, într-una pe care mama ar fi citit-o cu drag. Ce ți-ar plăcea să știi, mami, acum despre tine? Că am reușit să fac multe lucruri. Adică, de exemplu, cartea pe care am făcut-o eu și cu ea. E o minciună care ne-a fost invocată, de fapt, de către guvern, care a preluat retorica industriei, că această industrie contribuie la buget de stat. Nu industria per se contribuie la buget de stat. Oamenii care pierd banii la păcănele, evident, devin contributori, dacă putem să spunem așa, prin această industrie care intermediază nenorocirea. Dar oamenii, dacă nu i-ar mai juca la păcănele, evident că i-ar investi în alte lucruri din economie. Oamenii, adică banii aia nu se pierd, efectiv, odată ce dispare această industrie. Într-un alt colț al Bucureștiului, nici ora târzie și nici jetul de apă al celor de la salubrizare nu îi îndepărtează de la ușa sălii de joc pe acești bărbați. Nu crede, Jean. Deci nici cu apa nu-i dă la o parte de acolo. La amanet ați ajuns? Am mai pus acolo. Ce ați dus? Telefon. Telefon de ultimă generație, bănesc, că nu mai primesc ăștia orice. Aur. Samsung 3. Dar? Și cât v-a dat pe el? Aia vă. 7 milioane, zi mă. Și ați băgat înapoi la aparate?
Și a ieșit ceva? Mai băgăm tăicuță, mai... Și cu banii ce să facem? Să luăm plapul? Lasă, lași aurul, nu alea, alea nu, alea. Televizorul și astea le pierdem, nu până lasă. Noi prea așa telefon. Deci telefon, dacă e de ultima generație, ca să iei cu tare, ăstea, mă, dar aur. Cele mai lucruri de valoare sunt aurul și tablourile, dar tablourile care sunt adevărate. Da. La lumina felinarelor, domnul Ionescu, un veteran al jocurilor de noroc, ne explică pendelete cum e mersul în industria asta. Deci dacă joci la păcănele, te curentezi. Joci poker cu curentul, te curentezi, mă înțelegi? Așa e, așa. Da. Păi dar voltaj mare. Nu, vă spun ce, păi eu, deci eu joc de peste 50 de ani, am 71 de ani, am peste 50 și ceva de ani de când joc la jocuri de noroc. Așa, puteți așa, vineți mai la lumină, da, că nu prea vă văd de acolo. Da, da. Deci eu joc, dar jocul de loc, la paruri sportive, la toate astea. Sunt oameni care au noroc și joacă la jocul de noroc. Sunt oameni care joacă la noroc, dar n-au noroc, dar ei nu înțeleg lucrul ăsta. Înțelegi? Sau le place să piardă. Nu, 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 ei nu înțeleg. Deci nu, că joc, deci că câștigă, câștigă, nu, 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 da. Sunt oameni care au, ca de exemplu, cum sunt eu. De exemplu, la mine familie. Soția mea a jucat la loz în plic. Pe timpul lui Ceaușescu, care și-a 70 ceva de ani, și-a jucat o Dacie și a câștigat o roată. Așa. Iar eu am câștigat, eu am jucat aici la stângă, la bingo. Am jucat în astea la cuțare. Eu am luat acum 30 ceva de ani 40 de milioane de lei. Mamă! În 94, vă dați seama. Bine, la bani. Tot, bine, la bani. Așa. Și acum câștig. Și eu am luat, da, și am câștigat mereu. Eu de-aia joc. Dar trebuie ce se întâmplă. Jocurile, ce se întâmplă? Care-i șmecherea jocul de loc? Trebuie să joci cu un pădat. Și trebuie să știi să te abții. Uite, acum e un băiat de așa de la percutare. Au, o tare. Sunt câte unii care sunt cum a făcut și Becali. Că a pierdut și a spart alea pe acolo. Iată, i-a intervis. Bă, tăticule, jocul de noroc joacă oamenii care au... Dacă ai, dacă n-ai, nu intra în casă aici. Nu intra. Că ce se întâmplă? Jocul de noroc este o distracție. Dar dacă tu toți banii ai mănânci într-o zi, cum fac mulți, da. La revedere, spate. Nu mai am pe mâncat așa. De păcănele nu s-a atins niciodată, pentru că i-a văzut pe alții din jur cum au devenit sclavii lor. Să vă spun chestii, știi cum e cu păcănelii? Că nu știu noastră, nu știu nimeni. Deci păcănelele au fost făcute ca 70% din banii care sunt la păcănele să se dea înapoi. Acolo există o șmecherie spate care poate să dea de la 0% până la 75%. Dacă îți bagă la 0%, poți să joci la păcănele până îți scade părul de cap și nu câștigi. Dacă în Germania și în altă țară, îți joacă în altă țară și ai să vezi că bagi 1000 de euro și 70 de euro înapoi. Adică aia 20 de euro îi pierzi. Fiindcă normal, omul ăla dă banii la curent, dă banii la cuțare, la cuțare. Deci să aibă și el un câștig. Da, distracția de a distrezi. Cum ai intrat la Disney. A, așa, peste tot. Oriunde distracția costă, mă zici? Da. Dar cât că la noi aici, românul cum este manglitor, zice, de ce să-i câștige ăsta? De ce? Așa. Deci la noi sunt, de exemplu, în alte puteri, nu există, să existe toate păcănele și astea pentru tot. Nu există numai la casinouri. Da, oriunde duci, în tot Occident, unde duci, nu vezi decât la casinouri, jocurile în loc și cu tare, cu tare. Și, din păcate, tot mai mulți tineri cad în mirajul câștigului rapid. Copiii de 12 ani ajung victimele fenomenului, dezvoltând o dependență dublă față de jocuri și droguri deopotrivă. De la amanet pleacă la păcănele, de la păcănele la amanet. Minorii se duc și joacă la aparate banii care îi dai de școală. Dar, de exemplu, la amanet vi se pare corect cum se calculează un produs pe care îl duci acolo? Nu are cum să fie corect. Cum să fie corect? Dacă e telefonul 20 de milioane sau 30 de milioane, îți dă 4 milioane pe el. Și îl pierzi? Dacă e să-l pierzi, e ieșit un super profit. Dacă te duci la... ai băgat telefonul la amanet și te duci la păcănele, i-ai pierdut, ce faci? Ai pierdut și ce? Da, greșeala e la român. Dincolo de dependență, mai avem un flagel, sărăcia. Ea a făcut ca anul trecut cifra de afaceri a sectorului amanetului să crească cu 23% față de 2021 și să depășească 2013, la cel mai ridicat nivel din istorie.
Vedem o creștere substanțială a pieței caselor de amanet cu aproape un sfert într-un singur an la 1,6 miliarde de lei. Casele de amanet furnizează serviciul unei pături sociale cu venituri mai reduse. Nu vorbim despre cei cu venituri medii sau peste medii, deși nevoia poate apărea și în cazul lor. Salariile prea mici, dar mai multă lume lucrează pe 15-20 de milioane. Ne descurcăm, mai mergem într-o țară, mai furăm, mai facem. Mai... Dar oamenii ăștia săraci ce face? Ai amanetat vreodată ceva? Doamnă, sincer să fiu, da, pentru jocuri, dar nu pentru a doua zi, gen, le-am scos la master, nu. Dar eu vorbesc în general pentru oamenii care muncesc și au un salariu. Deci tu ai amanetat ca să te duci cu el cu bani la joc? Sau pentru o nevoie, nu neapărat pentru jocuri, că nimeni nu bagă pentru ceva anume. Dar ți s-a întâmplat și situația asta? Poftiți? Ți s-a întâmplat și situația. Normal, la toată lumea, nu cred că el un om pe lumea asta să nu amaneteze măcar o dată în viață. Pentru noi care știm că avem nevoie de bani, ne dăm și ne servește amanetul. Deci e o treabă mai bine ca cum te duci la o bancă. Deci dacă ai niște lucruri bune, te duci și îți dă orice și atunci este foarte bine. Aceste imagini cu un bătrân dependent de aparatul de oxigen, surprins în sala de jocuri, fac înconjurul internetului. Nimic nu l-a oprit pe omul vizibil bolnav să iasă din casă și să-și joace pensia la noroc. Uitați-vă mâncava așa, dar aparatele mai țin în viață. Rămâne istorie, bă. Uitați-vă mâncava așa. Dar nu-s buni, dar nu e ok să le închid pentru că e ceva așa, că, nu știu, bine utilul, plăcutul, ai vrea să faci bani. Acesta este argumentul unui tânăr pasionat de jocuri de noroc. Chiar dacă viciul lui mănâncă aproape toți banii, nu a părut foarte impresionat de ideea politicienilor de a închide sălile cu păcănele din localitățile mici. Degeaba s-ar spune să-l închizi sau lumea tot se duce, joacă pe telefon. Sau online. Online. Tânărul spune că a pierdut până acum 10.000 de lei, însă continuă să joace. Acum ar fi redus din vizitele de la casino, însă cu greu se poate abține, mai ales că păcănelele sunt aproape la tot pasul. Dacă mergeți în orașul ăsta, la orice colț de stradă, găsiți jocuri de noroc. Foarte multe. Foarte cam multe. Câte știți așa că ar fi? Vă 16. Orașul Târgu Frumos este aproape sufocat de cazinouri, case de pariuri și săli de jocuri. În tot orașul sunt 12 astfel de spații, la o populație de nici 10.000 de locuitori. Păi avem o sală la mai puțin de 1.000 de locuitori. Este mult. Nu cred că aș putea să fiu eu unul dintre aia care aș putea să conving pe cineva care este bolnav de așa ceva. Să-l conving să nu mai joace. E jale cu oamenii ăștia. Am colegi de muncă care sunt dependenți de așa ceva. În timp ce dependenții își strigă disperarea jucându-și și hainele de pe ei, parlamentarii se tot zbat să treacă un proiect de lege prin care să trimită jocurile cu sau fără noroc la marginea localităților și chiar să le interzică complet în majoritatea comunelor și orașelor. Sunt mai multe proiecte în Parlament, într-adevăr vreo 6 inițiate de USR, la un moment dat au fost copiate și de cei de la cealaltă partide. Din păcate nu există voința politică la PSD pentru a fi trecute cele două măsuri care ar avea efect. 1. Interzicerea acestor păcănele în interiorul localităților, e blocat deocamdată la comisii, în ciuda susținerii manifestate. Și 2. Interzicerea publicității. Problema este că la fiecare colț de stradă sunt astfel de colocvial numite păcănele, care atrag oamenii, își iau salariu, încearcă să bage acolo puțin, mai bagă, pentru că este o adicție mai puternică ca cea de opioide, mai puternică ca cea de heroină, o spun chiar psihologii, ori majoritatea actuală PSD-PNL le protejează. Singurul lucru pe care l-au făcut a fost să pună ceva taxe mai mari acestei industrii, practic împart banii pe care oamenii pierd acolo cu industria, iar acele reclame mari de pe stadioane care aproape că îți intră în ochi și așa, îți spun, intră acum pe site, bagă cardul și pierde niște bani. Deocamdată sunt doar vorbe, nimic nu a trecut de Parlament. Proiectele de lege din Parlament, revenind la întrebarea inițială, sunt blocate de majoritatea PSD-PNL. Noi suntem gata astăzi, acum intrăm la un vot final într-un minut aici în Parlament, noi suntem gata astăzi să trecem interzicerea păcănelelor în orașe, noi suntem gata să interzicem publicitatea.
Eu nu cred că este vorba de lucruri din zona personală, faptul că, nu știu, unii de la PSD sau de la PNL mai bagă un bilet, cum am auzit pe cineva, ci e vorba de banii foarte mulți din această industrie care cumpără agendă publică. Am văzut că au alte priorități, vânarea urșilor, alte interese sunt mai fierbinți pentru ei. Sunt tehnici de a băga sub preș subiectele. Așa că păcănelele separă parlamentarii în două tabere. Unii care vor să spună stop joc, jocurilor de noroc, și alții care vor să le pună doar puțin pe pauză. Ca atare, aleșii neamului s-au văzut nevoiți să se adune la masa negocierii împreună cu cei din industria jocurilor de noroc. Orice măsură veți propune va fi susținută de noi dacă este proporțională cu situația care a generat-o. Nu am venit să ne opunem, ci am venit doar să avem un dialog deschis pe posibilitatea de a găsi o soluție echilibrată. Orice inițiativă de a restricționa efectiv jocurile, și vorbesc aici de cele tradiționale, nu va face, și aici aveți foarte multe opinii din partea unor reputați psihologi, decât să creeze acel mecanism al frustrării. Există jocuri aici, în telefon. Își pot face. De fapt, în momentul de față, deși nu e cercetat, dar e o axiomă, cred că 80%, pun acest cred ca să păstrăm totuși o notă de prudență, 80% dintre jucători au și conturi de online și merg și în sala de joc. Dacă veți restricționa sălile care măcar sunt legiferate la vedere, care sunt taxate la niveluri considerabile în momentul de față, nu veți face decât să-i trimiteți aici. Să spunem o dată stop acestei mizerii. Și nu mai veniți. Asta a fost cea mai frustrantă chestie, când ne spuneți nouă cât de bine faceți voi societății. Pe bune? E de râsul râsului. Cum să vă mai spun? Ați venit și mă bucur că au rămas câteva persoane timp constant așa la dezbateri și ne cunoaștem de un an de zile. Și v-a schimbat discursul, sunteți de acord, conștientizați că este un pericol, acum un an de zile, nu. Reprezentantul ONJN-ului, singurul răspuns pe care îl primeam la fiecare dezbatere, nu susținem. Trebuie să recunoaștem cu toții că această industrie a avut statul complice în ultimii 30 de ani. Și asta e un adevăr. Ați avut legi cu dedicație, ați avut legi prin care vă puteți înființa fără să aveți autorizație funcționare, spunea doamna Stoica mai devreme. Dacă vrei să faci o florărie sau un chioșc în care să faci copii după chei, trebuie să iei autorizație funcționare. Dacă vrei să faci o sală de jocuri, nu. Ați avut ordonanțe de urgență date cu dedicație pentru exonerarea unor plăți la bugetul de stat. E momentul în care această generație, această clasă politică, în acest moment, vă spune stop. Deși pot să înțeleg că fiecare dintre dumneavoastră reprezintă o industrie. Și fiecare vă apărați interesele industriei dumneavoastră. E, noi, cei din partea asta alta mesei, nu avem nicio industrie de apărat. Îi avem pe oamenii care pierd bani, îi avem pe oamenii care își destramă familiile, îi avem pe părinții care au copii dependenți și invers, avem pe oameni care își vând casele pentru a băga bani în această industrie. Și așa ceva nu mai poate fi trecut de cu vederea, indiferent de impactul bugetar. Pentru că statul nu trebuie să facă bani cu orice preț, oameni buni. Dacă ar fi așa, de mâine am vinde arme. De mâine am legaliza consumul de droguri. Probabil că aduce bani. Dar nu poți să faci bani din orice. Am legalizat cea mai veche meserie din lume. Probabil că aduce bani. Dar nu totul e bani când ești dincoace de masă. Cum am ajuns aici? Cine e vinovat de destinele pierdute în pandemia jocurilor de noroc? Răspunsul trebuie să-l dea tot statul, care, alături de patronii din industrie, a ieșit mereu câștigător. Presiunea a fost de la început și eu cred că lucrul ăsta s-a văzut și modul în care unii dintre ei, spre exemplu, și-au retras semnăturile de pe anumite inițiative legislative sau pe abordarea pe care au avut-o la anumite comisii. Cealaltă comisie pe care am avut-o la aviz, cea de învățământ, de aici, de la Camera Deputaților, adică în acea ședință am fost șocată să văd că pe lângă reprezentanții industriei am avut și colegi deputați care susțineau argumentele industriei, ca să aflu apoi că
colegul respectiv, spre exemplu, care a și votat împotrivă, are o firmă de publicitate care, bineînțeles, că lucrează cu această industrie. Dar obiectivul nostru, mandatul nostru aici, în Parlament, este să ne facem treaba, să protejăm oamenii. Îmi scriu foarte mulți oameni pe Facebook, de când lucrez la proiectele astea, că mulți dintre ei au afaceri în mediul urban, rural în special. Și, na, evident că sunt puțin într-un mic conflict de interese, dar eu sper că și înțeleg cu toții mandatul pe care l-au aici, care nu e cel de, nu știu, patron de păcănea de la sat, ci de reprezentant al românilor. Să nu spunem însă hop până nu sare proiectul peste blocada legislativă. În Parlament se pare că încă mai sunt aleși nehotărâți când vine vorba de subiectul jocurilor de noroc. Care-i motivul pentru care s-au retras cei 16 colegi de la PSD? Nu ne vom permite să ne uităm în ochii alegătorilor, în ochii românilor și să le spunem că menținem o nenorocire, că menținem o adicție care provoacă multă suferință în jurul nostru. De la 1 iulie a fost interzisă publicitatea de orice fel a jocurilor de noroc în Belgia. Știți foarte bine acest lucru. Și mai știți că nicăieri în Europa nu mai există nicio capitală împânzită de publicitate agresivă la jocurile de noroc și cazinouri și tot felul cum există în București, cum există în România. Și este o așteptare în societate să stârpim, să stârpim răul. Ar mai fi însă nevoie și de o lege care să frâneze măcar viteza cu care a luat amploare fenomenul amanetului. Datele oficiale de la Registrul Comerțului arată că în România există 3700 de case de amanet. Cele mai multe dintre ele sunt în București, Constanța, Prahova, Bacău și Cluj.